astăzi vloguim. Voi merge în Londra cu Maria și cu Cristina. Și tocmai am văzut-o pe Maria, chiar vloguiește și acum. Acolo e. Da, mergem în cafetele, am zis asta să ne distrăm. Ceva, cine tu? Hai să mergem, că e... O, te lua și selfie stick-ul, tu ești pregătită. Eu m-am uitat acasă. Am ajuns la Londra în sfârșit, sunt aici cu Maria și cu Cristina. Fetele, cochetele. Am încercat să găsim un concept cu noi când ne filmăm cu canile astea, pahare, ce sunt. Bombe, domne, bombe. Tu ai zis că trebuie oricum să-și ia cu noi invizibile. Da. Sper să le aruncăm oriunde vrem, nu e o problemă. Și trebuie să... Unde mergem prima oară? La Hampstead? Cred că la Hampstead mergem. Da, Hampstead. Da, Hampstead. Și după aia să vedem ce traseu să avem astăzi, că avem multe în minte. Dar nu foarte mult timp la dispoziție. Eu și pasa mea normală. N-am băut nimic încă. Nimic alcool. Încă? Alcool. Un pic de sangria. Oh, ce mi-ar plăcea. Ce? Sangria. Am ajuns la prima locație. Un loc superb. Recomandat de Andreea. O intersecție în construcție aparent. Mulțumim, Andreea, am început bine. Foarte mișto, îmi place. Nu știu cum Andreea, de încep. Am ajuns la Hampstead, dar este un loc în paragină. Asta e locația? Se pare că Andreea este impresionată de locul în paragină. Pe Hampstead Road. Guys, este super! Super! Veniți la Londra! Da, ce frumos arată! Hai, fata, ce vrei? Zic că ți-au, ce vrei? De care vrei? Zică talon? Zică talon? Zică talon? Că ai valoare? Hai, nu trebuie să-ți iau! Care e cel mai mare? Care e cel mai mare? Și un, cum se numește, un jul de ăsta, mă! Să văd aici mare! Păi uite, ai ceasul, nu ți-ajunge haurul ăla? Ce mai vrei? Să vadă, mă, toată lumea! Și un dinte de aur! Așa. Mai ai deja găsit ceva? Da, e puțin ruptă la spate. Nasol. Eu n-am găsit nimic. Mă uitam la genți, slăbiciunea mea, dar nu sunt prea purtate, dar hainele par chiar drăguțe. Să vedem dacă plecăm cu ceva de pe aici. Ți-ai găsit ceva să-ți placă? Nu? Dar ce e? Da. Cu Maria ceva câștigător? Nu. Uite pantofi așa, strigă Maria. Uite păștii vreau, stai puțin, nu, uite păștii vreau. Mamă. Ia zi. Ca să ajungi și tu la 1.50. Ia uite ce e și sus aici. Maria. Continuarea filmulețului pe care n-am dat banii. Aici este. Papuci ăștia îmi plac, sunt superbi. Să duc un oiu. Minunat. Am ajuns în Camden Market. Eram tare curioasă să văd cum e aici. De câte ori am intrat în Londra, n-am apucat să vin. Și am auzit că este foarte mișto. Sunt o grămadă de pub-uri, o grămadă de locuri în care poți să mănânci și să bei ceva bun. Și o grămadă de magazine cu antichități, cu lucruri second hand foarte mișto. Deja am fost în unul, precum ați văzut. Și Maria chiar și-a găsit ceva frumos. Eu văzusem o eșarfă care îmi plăcea, dar nu chiar. Avea ceva defecte și am zis să nu mi-o iau. Vreau să-mi iau doar lucruri care chiar îmi plac cu adevărat.
Și momentan ne plimbăm pe aici să vedem dacă găsim un local drăguț în care să mergem să stăm puțin jos, pentru că nu mai pot de sete. Mi s-a uscat gura complet și am nevoie de ceva hidratare. Pentru că ne plângeam de vreme bună, puțin mai devreme, acum a început ploaia. Să fie bine, să nu fie rău. Am ajuns aici în Chemna Marte, pe cum am și mai devreme, și am ajuns exact la locurile cu mâncare. Ne uităm să vedem exact ce vrem să mâncăm, pentru că suntem indecise. Și vreau să stăm undeva afară, dar pentru că plouă nu avem unde să stăm afară. Cred că deja a plouat pe lentila mea. Să vedem ce și cum. Încă n-am băut nimic. Încă am nevoie la toaletă și sunt deshidratată. Hai că ți-o și pe un sulapătura. Simt că pot să rezist. De mâncare. Am ajuns aici, eu nu știu ce mi-a luat. Am vrut să testez ceva nou. Tibi, îmi pare rău că nu ești cu mine, că știu că ți-e pare să testezi cu mine mâncare, dar mai venim noi. Și haideți să vă arăt ce am luat. Mi-am luat niște buns, așa se numesc. Sunt practic niște gogoși. Asta e cu porc și asta e cu ciupercă, pane, ceva de genul ăsta și niște sosuri nebune. Cristina și-a luat calamare în chips. Da. Care arată genial. Și Maria și-a luat cartofi prăjiți, copilul gras, normal. Și un burger de pui. Ai da, acolo? Cu curry. Deja nu mai poți de foame. Și normal că eu și Cristina am luat și cola, Maria a fost mai sănătoasă și a luat apă. Poftă bună să avem. Acum că am mâncat, am fost la toaletă, am și băut cola și mă simt revergorată. Pot să merg la drum. Fetele sunt cele pregătite, sunt în fața mea. Și cred că drumul este spre Notting Hill. Nu suntem încă convinse, să vedem pe unde ajungem. Trebuie să ajungem la o gură de metrou mai exact și dacă ajungem unde trebuie, mergem în Notting Hill. Dacă nu, improvizăm. Pentru că plouă foarte rău afară și noi ne pregăteam să facem niște poze, dar din păcate nu ne iese ploaia asta, ne-am început să venim aici într-o gelaterie ce italienească, ceva de genul ăsta. Și iarăși mâncăm, fetelor, iarăși mâncăm. Și plecăm de Londra cu 3 kg în plus. Da, măcar să fie bună mâncare. Sfârșit mi-a venit gofra, acolo ieșea Cristinei. Mamă, și ce miros, deci de șin. Om. O vreme de cacao, plouă în suna și n-am putut să ne plumbăm prea mult. Am hotărât să mergem în Liberty Center. Dacă știți, peste tot este cunoscut pentru florăria aia superbă pe care o au. Și sperăm să facem câteva poze la florile alea în dar dacă nu puteți să faceți mai niște poze mai frumoase cu toată clădirea.
Mi-am luat câteva oje și un ruj. Mi-a plăcut foarte mult nuanța, un ruj așa mai nebun, dar vă arăt eu acasă. Acum mergem înspre Liberty. Sper să aibă florile afară, că dacă nu le-au afară, am cam venit degeaba. Clădirea nu e cine... adică e frumoasă clădirea, dar clădiri de genul nu mai găsim prin Anglia. Mergem special pentru aranjamentele florale pe care le-au în fața clădirii. Și ne apropiem deja, văd clădirea. Super aglomerat, mie îmi place aglomerația în general. Sper să mă puteți auzi că e o gălăgie aici de mamă. Și pentru că nu mai plouă, vrem să ne întoarcem în Notting Hill, să găsim casele alea drăguțe, sunt niște case acolo superbe pe care vrem să le descoperim și să ne facem câteva poze. Asta dacă ține și vremea bună cu noi. Vă plac casele de pe Notting Hill? Superbe, nu-i așa? Foarte frumoase. Pentru că vremea n-a ținut cu noi și a început iar să plouă, ne-am hotărât într-un final să nu mai mergem în Notting Hill pentru casele alea frumoase și să rămânem la cumpărături. Am ajuns în Stradivarius și eu deja mi-am găsit un tricou care îmi place, vreau să-l probez. Așa că căsuțele alea frumoase din Notting Hill le lăsăm pe altă dată. Nu mai știu când am vorbit cu voi ultima oară, pe unde eram sau ce făceam. De-abia am prins trenul, deci ce peripeții am avut. Trebuia să avem cameră de-aia GoPro să ne filmăm, dar ploua prea rău și nu aveam cum să filmez. Ne și grăbeam, era că o să scap camera, că o să scap plasele ce aveam cu noi. Dar a fost, nu ca pe ultima 100 de metri am prins trenul. Fix când închideau ușile, am urcat și noi în tren. Exact așa a fost. A fost o secvență din Titanic, cam așa de dramatic, în care Cristina trebuia să-și ia bilet, noi așteptam după Cristina. Eu eram unul și apăsam pe buton, la secvență eram open, la secvență eram open. Eu îmi spuneam, cum se numește nenea care stă acolo când se închid ușile? Nu știu. Era un nene care păzea ușile și ziceam, trebuie să vină prietena noastră, o așteptăm, nu plecăm. Cristina era plecat. Da, și Cristina aici. Da. Și n-am apucat. Ideea e că trebuie să plecăm mai devreme. Următorul aveam 2 ore făcea. Da. Și ar trebui să ne grăbim să prindem trenul ăsta. N-am mai mers unde mai vreau să mai mergem, dar nu-i bai, data viitoare. Va exista și partea a doua cu siguranță. Aici agentul 007. Deja nu mai am curat să mai vorbesc la... să mai vorbesc la cameră. Deci deja fetele au făcut încheierea de 2 ori. Eu sunt a treia. Iar toți oamenii din tren se uită la noi ca la felul 14. Gândiți-vă că ei nu înțeleg ce vorbim. Mai ales acum, nu știu dacă e un lucru.
Mai ales că, nu știu dacă e un lucru bun, că nu înțeleg ce vorbim. Dar e, ideea e că Cristina nu o să coboare din tren. Sperăm. Doar o coasa coboară prima. Și stai că nu mai pot să țin nici camera. Și bine și noi să ocupăm. Să zicem la revedere, noapte bună. We are now approaching Leighton Buzzard. Bună noapte. Noapte bună, copii. Noapte bună, șuferi. Este ne vedem data viitoare. Am văzut că o să mai facem ceva interesant. Nu dăm detalii acum. Nu luăm graf. Și nu vreau să facem nimic. Dar... Nu se mai pune în toamnă. Dar chiar ne-a simțit foarte bine. Mulțumesc. Și a fost tot și foarte reușită. Foarte bine cu voi. Foarte distractivă, foarte amuzantă, foarte mică. Vine să mănânci. Mulțumesc! Să nu plângi, da? Nu, nu plâng, promit! Ok, noi ne auzim mai târziu. Pa, pa. M-au corupt! Am luat tot ce nu trebuie! M-a dus prin zară, vii peste domnul! Dar nu trebuia să zici la cameră. Asta tăiem la montaj! Într-un final am ajuns și eu acasă, în sfârșit, o zi foarte lungă, dar foarte mișto. M-am simțit foarte bine cu fetele astăzi. Și cum am ajuns acasă, mi-a venit și mie un pachet pe care îl comandasem la The Body Shop acum câteva zile. Uitați ce drăguț a venit împachetat. Să vă arăt așa. Mi-am comandat asta de demachiere, untul de demachiere pe care știți că îl folosesc, l-am tot recomandat în videoclipurile mele. Pentru că rămăsesem fără el și mi-am luat și un scrub cu afine. Și scrubul ăsta e prima oară când am un scrub de la The Body Shop. Dacă și focusăm puțin să vedem exact ce avem aici, așa. Scrubul ăsta miroase absolut demențial. Am desfăcut acum cu Tibi să mirosim, să vedem exact cum miroase. Las puțin că să mă văd aici. Și miroase fixa dulceață așa de afine. O nebunie. Foarte mișto. Și am zis dacă tot am ajuns aici și v-am arătat ce mi-a venit de la The Body Shop, să vă arăt ce am cumpărat astăzi din Londra, pentru că nu o să fac un videoclip separat, nu are niciun rost. În primul și în primul rând am cumpărat blush-ul ăsta pentru giveaway-ul pe care l-am făcut pe blog. Astăzi e sâmbătă, deci mâine seara o să anunț câștigătoarea și probabil că săptămâna viitoare, într-una din zile, îl voi și expedia. Și am vrut neapărat să-l cumpăr astăzi. Am cumpărat primerul ăsta de la Revlon, Photo Ready, pentru că mi-l doream de foarte mult timp. Stați așa că... Mi-l doream de foarte mult timp și l-am tot testat în magazin și chiar vreau să văd cum este. Nu știu ce are focalizarea asta în țara asta. Tot de la The Body Shop. Am fost în magazin cu Cristina și cu Maria, pentru că i-am tot spus Cristinei să-și cumpere gelul de duș cu piña colada, care mie îmi place foarte mult, dar nu l-am găsit pe nicăieri. Și mi-am cumpărat eu altceva. Mi-am cumpărat 3 geluri de duș, miniuri. Primul este cel cu... sunt foarte obosită, nu mai vin cuvintele acum. Cu... ce este asta? Cu măsline. Este un alt gel de duș preferat al meu de la The Body Shop. Ăsta cred că îmi place cel mai mult de toate gelurile lor de duș. L-am luat și mini. Am zis să încerc și gelul de duș cu ulei de argan. Acesta. Tot am auzit că este foarte, foarte, foarte bun. Și al treilea, pentru că era ofertă de 3 la 2, este acesta cu moringa, care după părerea mea miroase a flori de tei. Dar am să le iau mini să văd dacă îmi place, dacă nu, nu e mare, bye. Și am fost la Kiko, precum v-am arătat. Și de acolo mi-am luat un ruj. Asta că trebuie să-l deschid cu mână. De fi deja e curios. Ești curios să vezi ce mi-am luat? Ești curios să vezi ce mi-am luat? Da, da, da!
Aveau niște reduceri nebune la Kiko și am să profit de ele. În primul rând, ambalajul, ca de fiecare dată Kiko fac niște ambalaje foarte mișto. Îl și arăt foarte, foarte mișto. Și nuanța. Pa-ra-pa-pa-pa. Nu cred că se vede bine lumina asta de bec. Dar este un roz cu reflexe și albăstrui. Îmi place nuanța asta de roz că albește dinții. Dă senzația că sunt dinții puțin mai albi. Și mi-a plăcut foarte mult. Așa. Și precum am spus, era de așteptat. Doamne, ce halm stă părul, s-a pășit de tot de la ploaia aia. Mi-am luat multe oci. Foarte multe oci. Aveam niște oferte foarte, foarte bune. Așa. Mi-am luat una așa mai movulie. Mi-am luat una bej, gri, top. Nuanță de top, dar bine, mai am nuanțe asemănătoare, dar asta e mai spre gri, așa. Una care seamănă cu aia, dar e mai deschisă și bate mai mult spre mov. Asta. Și un roșu trandafiriu. O să le vedeți în nuanțele lor adevărate pe blog la mine, că în lumina asta de bec nu se înțelege nimic, dar am vrut să vă arăt acum până nu încep să le folosesc și să le pun pe unde apuc prin casă, că o să uit de ele și probabil că sunt descurioasă să știți ce mi-am luat astăzi de acolo. Și da, atât. Altceva n-am găsit. Probasem ceva pe la Zara, îmi plăceau niște bluze, dar veneau în apă pe mine și am zis să nu-mi iau doar de dragul de a-mi lua. Mă bucur tare mult că am ajuns acasă la piticul meu. E de pic și de pic și unciul meu. E și TV pe aici. E cu noi și cred că o să-mi fac un duș și după care ne uităm la House of Cards, pentru că momentan sunt obsedată de serialul ăsta, v-am spus, am avut și în favoritele lunii iunie și suntem la sezonul 3, episodul 6 sau 7 și e super, 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 super. Și vlogul ăsta o să-l continui și mâine pentru că m-am decis să fac un vlog de weekend de data aceasta. Asta pentru că a și plouat foarte mult astăzi în Londra și fiind o vreme foarte nasoară, nu am reușit să facem prea multe lucruri, n-am reușit să filmez prea mult și mi s-ar părea plictisitor să vă ofer doar ce am făcut până acum. Așa că voi continua și mâine și mine cred că mergem într-un loc drăguț să mâncăm, cel puțin așa mi-a zis Teo și Maria, așa mi-au spus ei, dar vedem mai multe mâine. Până mâine, v-am pupat și vă urăm noapte bună! Noapte bună! Afară. Și puiuțul e acolo. Da, e de fiind cel mai fericit, mai ales la plimbarea de dimineață. E un soare. Adică nu e soare, e între nori, dar nu poți să ții ochii deschiși de lumină. Da. Ne-am dat seama că nu mai avem apă și trebuie să mergem să luăm apă și mai luăm una alta pentru acasă. Și am ieșit în boschetar style. Foarte frumos. Știu că Maria tot așa a pus un videoclip cu ei. Canapiață, da. A pus un videoclip cu ei cum iese ea seara în outfit-ul ei de boschetar. E, cam așa sunt și eu. Tibi e cât de cât mai îmbrăcat. El și-a luat. Tu ai luat blugii. Da? El și-a luat blugii. Eu am ieșit fix în pantaloni de pijama. Ce să zic, sunt această divă. Și după aceea ne-am hotărât că facem brânzică proaspătă cu ceapă. Îmi place super mult, obișnuia să facă mama acasă. Și am descoperit aici la un magazin polonez ca o brânzică de-asta mai gen caș, cum e la noi. Și vreau să iau să fac în dimineața asta. Arată-mi ce-ai luat de la magazin. Uuuu, bun, bun, bun. Ce mi-ai luat, ce mi-ai luat? Mascabonos. Uuuu. Și că azi mergem să mâncăm costițe. Știu. Hai, uite ce-am găsit. Nice! Super!
Yum. Știu că pare că tocmai m-am ridicat de la masă și acum mă duc chiar la o altă masă, dar între timp am stat și ne-am uitat la două episoade din House of Cards. Suntem la sezonul 3, episodul 8, acum am terminat episodul 8. Maria e înaintea noastră, cu Teo sunt înaintea noastră și Maria tot vrea să ajungem și la final ca să discutăm. Și acum mergem la Hickory, așa se numește? Hickory Smokehouse. Așa, v-am spus că Teo și Maria au mai fost acolo și Teo a zis că e super mișto mâncarea. Nu mi-e foarte, foarte foame, dar o să fie ok, sigur, când o să văd costițe, n-o să rezist și o să vreau să mănânc. Poate găsim și ceva dulce, au deserturi? Nu știu, nu mai simte. Vedem, descoperim acolo. Am ajuns aici, ne-am întâlnit cu Roxana! Hello! Ovidiu nu contează, el e acolo, de parte. Roxana a fost în Elveția. Ciao, ciao! Mai știi să vorbești românește? Știu. Știe. Și ultimul! A zis ea ceva, sper că nu ne-ai înjurat. Nu, mi-am cerut scuze. Că ai sigur lucru ce știu. Așa, am ajuns aici și pare drăguț, să vedem ce o să fie înăuntru. Și e soare! Păpică și mâncare! You and I till the end. Ce mi-am comandat eu e dorit de toată lumea. Absolut de toată lumea. E pentru toată lumea. Cam. Asta e mâna mea și aia e ribzul. Toată lumea vrea. Am terminat cu mâncarea acolo. Din păcate mie chiar mi-a plăcut. Deși arăta cel mai bine mâncarea mea, mie nu mi-a plăcut deloc ce am mâncat. Ce faci, Ibi? Bine, tu? Așa, și am venit până în buț pentru că Roxana are nevoie de o cremă de față și am găsit motivul perfect pentru a mai veni și noi la cumpărături. Asta e faimosul Clearance Corner, locul în care ei aduc toate produsele pe care vor să scape, care au un mic defect. Nu neapărat, adică da, uite, de exemplu, ăsta e puțin testat, cred. Mă, ce drăguț e. E negru intens. Ce ți-ai găsit, Maria? Mi-am găsit o trusă de la Lancome, e 20 de lire. Pentru că asta este mătuit așa, mătuit, da? Și înăuntru are demachiant, bid de la ulei, fazic. Așa. Mască de față, cremă de față, cremă de ochi, ser de față și ser de ochi. Ah, foarte tare. Tot la 20 de lire? Adică un milion? Pentru ce tenie? Normal mix. Ah, super. Deci e fix pentru tenul gras. Adică merge și pentru tenul gras. Ah, ceri. Da, avem acasă, avem tartă. Mai era una. Uite, dar miroase, hai să-ți arăt ceva, miroase pasta. Vine cu acest, să arăt. Uite ce am găsit, capete. Bravo. Miroase pasta. Asta îmi place foarte mult cu miroase. Da. Lumnele astea miroase genial. Miroase drăguț? Ce-ai luat, capete, pentru periuțele noastre de dinți? Asta cu ce e? Ambră. Îmi place, dar și care mai îmi place mai mult? Asta, Whiskey and Oak. Ia, îți fă-o pe aia. Îți place? Oh, lăsa, miroase, miroase exact, așa, pielea, miroase caba. Miroase exact a butoi de... Nu miroase a tu, butoi. Exact. Miroase frumos. Am ajuns acasă la prințul meu mic de goț, care cașcă într-una. E și tibisăra aici. Puuu, ce pute gurița lui. Nu-i de fix, nu? Da, gurița lui de fix, mă, da. Și prințul meu, de câte ori stau în canapea, vine și se așează lângă mine. O, iubito meu. Și trebuie să mă apuc să editez o postare. Pentru că se mai întâmplă ca uneori să nu fiu pregătită cu postarea pentru luni. Și să o las până pe ultima 100 de metri. Așa că trebuie să ne apucăm acum să scriem ceva. Despre ce am putea să scriem? Despre măștina lui de fix. Măștinuța lui de fix. O, ce frumos e măștinuța lui. Da, aș putea să scriu despre ea, dar cred că v-aș plictisi.
Trebuie să trec la treabă. Și o vreme așa au vrut afară și plouă. Da, a fost frumos când am fost acolo. Am fi putut să-i luăm și pe ei, dar după aia s-a stricat vremea după ce am plecat. Da, s-a stricat vremea, puiuți. Mai să-i luăm ta iubită. Și mie mi-e somn. Și mie mi-e somn. Dar trebuie să ne apucăm să scriem pentru blog. Și după, mi-am amintit, după ne uităm la schimb de mame! Ne uităm la schimb de mame! Mie îmi place misiunea foarte mult și mă uit la ea de când era mică. Așa că sper să fie ceva ce n-am văzut, că uneori se întâmplă să se repete emisiunile. Da, vă mă uit! Cu de schimb, îmi pare bine. El petrece mai mult timp, pare lor. Iar am început să ne uităm la House of Cards. Cred că avem, adică eu am o mică obsesie, îmi place super, 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 super. Și de fix latră pentru că tocmai a venit o comandă de pizza, ne-am dat o comandă de pizza. Mie mi s-a făcut foarte foame, astăzi nu prea am mâncat acolo unde am fost. Și fiind duminică seară, nici eu nu știu bine avem chef să gătim, am zis să ne comandăm o pizza. Așa că ne punem să mâncăm o pizza și cred că o să închei vlogul, pentru că în seara asta nu o să mai facem nimic altceva decât să ne uităm la serial. Iar de mâine o nouă săptămână de muncă. Așa că noi trei vă pupăm și până data viitoare nu uitați să dați un like acestui vlog dacă v-a plăcut și să vă abonați la canalul meu în cazul în care n-ați făcut-o deja. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!